La eveniment au participat profesori din țările angrenate în proiect. Aceștia au tras un semnal de alarmă în ceea ce privește moștenirea culturală a comunităților românești aflate în plin proces de dezvoltare. Acest proiect, colaborat de Simona și de alte câteva profesoare din cadrul universității, face parte dintr-un grup de proiecte pe care le-a dezvoltat universitatea noastră. Mai avem încă unul împreună cu Republica Moldova și mai avem și alte proiecte pe care le dezvoltăm. Cred că singura universitate din România care are aproximativ 12-15% din studenți din comunități românești din Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, dar și din Moldova. Am colegi acum care sunt în Republica Moldova și fac selecție pentru licență și pentru masterat, pentru extensiunile noastre din Moldova. La anul o să facem o extensiune și la Bălți, că iarăși o să mișcă greu. Și o să avem colegi care săptămâna viitoare vor pleca pe ruta Bălți, Chișinău, Cacul pentru a ajuta pe cei din minister în vederea selectării studenților pentru celelalte centre universitare și pentru centrul. În cadrul centrului, deschiderea universitară s-a manifestat printr-un accent deosebit pus pe modernitatea temelor de cercetare și de dezbatere care la un moment dat au fost în val. Discutăm aici despre problema identității care reprezintă o piatră de încercare și pentru actualul proiect. Activitatea noastră de formare tot așa o să mizeze pe partea de tehnici moderne de predare a limbii române. Cu aceasta ne și ocupăm. Și ce să zic, abia așteptăm să începem implementarea. Obiectivele specifice ar fi două la număr. Ele sintetizează, de fapt, activitățile fundamentale ale proiectului. Primul este consolidarea și diversificarea competențelor culturale, identitare și lingvistice românești ale unui număr de 20 de studenți și cadre didactice din învățământul preuniversitar, din comunitățile românești din Republica Moldova și Serbia, prin asigurarea accesului la cursuri de formare, perfecționare profesională și la schimburi de experiență în România. Al doilea, la fel de important, ar fi dezvoltarea legăturilor de tip parteneriat cu România, ale comunităților românești din Republica Moldova și Serbia, prin participarea la acțiuni culturale educative comune, prin diseminarea informațiilor privind ofertele educaționale de formare profesională propuse în proiect, precum și a rezultatelor activităților corespunzătoare către studenți și cadre didactice din învățământul preuniversitar. Cadrele didactice prezente în sala Facultății de Litere din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați au realizat că o bună dezvoltare a publicului țintă vizat în acest proiect înseamnă o diseminare a folclorului și cunoștințelor neamului românesc prin promovarea atât la nivel înalt prin centrele universitare, mass media, dar și printr-o bună interacționare cu toate comunitățile de români din cele două state implicate în proiect. La această manifestare sau la această inaugurare a proiectului privind identitatea culturală românească, lingvistică și pe probleme de didactică limbii și teaturii române pentru românii din Republica Moldova și din Serbia. Deci, proiectul acesta este foarte benefic pentru toți partenerii, dat fiind că mai există încă probleme privind identitatea culturală, națională, lingvistică și în Republica Moldova, dar și în Serbia. La noi, în Republică, limba română, de bine de rău, a cucerit foarte multe redute. Deci avem curricula pe discipline, avem manuale, avem ghiduri, avem proiecte didactice, literatură, deci ca atare noi am devenit ceea ce eram pe timpuri în România Mare, în sensul ăsta. Deci profesorii care termină facultatea noastră, pe lângă că se
angajează în școlile de predare în limba română din satele noastre, pot să lucreze și la unele instituții, cum sunt Institutul Cultural al Românilor din Voivodina, postul de radio și televiziune din Novi Sad în limba română, postul de radio și televiziune Victoria din Vârșeț și așa mai departe. Sunt și unele edituri. Modern înseamnă practic, nu înseamnă teoretic. În 2008 eu am propus la Institutul de Științe ale Educației chiar un curs care așa s-a numit Tendințe și orientări în didactica modernă. Elementul de bază sau domeniul de bază a fost limba și literatura română. Aș vrea să vă spun că acest curs chiar a avut impact, pentru că revenirea mea în anul următor a fost, să zicem, de bun augur, pentru că acești cursanți au mai venit încă o dată, dacă mi-aduc aminte, și au cerut și un curs de literatură pentru copii, tot în aceeași direcție practică, și poate că finalul a fost în direcția următoare. Ne place practica. Actorii implicați în acest proiect vor promova informațiile în mediile vizate, analizând impactul cultural, economic și social asupra grupului țintă, în vederea validării și perfecționării strategiei propuse.